Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a afirmat că utilajele de dezăpezire sunt pregătite pentru a acționa în orice situație în municipiul reședință de județ. Însă materialul nu poate să acționeze în cazul în care temperaturile sunt foarte scăzute. Pentru că vorbim de cod galben de ninsoare și viscol, vă pot spune că cei de la salubrizare au materialul antiderapant necesar și suficient pregătit. Sperăm noi ca temperaturile să scadă până undeva la minus 10 grade pentru a-și face și efectul acest material terapant. Cele 17 utilaje deja acționează pentru că fulguiește puțin, dar dacă va fi nevoie vom suplimenta cu alte 3 pe perioada weekendului acele mașini care transportăm gunoiul către Botoșani. Pe arterele principale din municipiul Suceava se circulă normal pentru această perioadă, însă trebuie să aveți grijă pe străzile lăturalnice care încă mai sunt acoperite de gheață și polei.